Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Așa cum vedeți, titlul de astăzi, tema de astăzi, de priorități a Jofemie Gorj pentru anul 2014 și suntem împreună cu domnul director Romeo Chiriac, căruia îi spunem bun venit în studioul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație. Tot timpul voi răspunde prezent la invitațiile noastre. Și ce să zic? Trebuie să iau și o piatră în gură, fiindcă este pentru prima oară când vin la postul dumneavoastră de televiziune. Uh, și să sperăm că vor fi cât mai multe să vizite, că mai multe, că vi pentru mult că sunt succes. subiecte, mulțumim. Sunt sunt subiecte de care oamenii sunt interesați, ne vedem foarte bine în mediul rural și știm cum este în ziua de astăzi. dumneavoastră reprezentați un segment, vă ocupați de viața unui segment destul de important din uh, socialul gorjan persoanele aflate în șomaj, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și chiar persoanele care au ieșit, să spunem așa, din plata aceea care se dă șomajul și celelalte. Dar toate acestea le vom aborda în emisiunea de astăzi. Spuneam și am căzut de acord, să spunem, de prioritățile AJFM pentru acest an, deoarece în fața dumneavoastră stau câteva provocări pe care încercați să le, să spunem așa, să le depășiți. Dar o să începem cu una, să spunem așa, foarte importantă, care e situația cu numărul de șomeri. Din ce am văzut, el continuă să crească. Dar dumneavoastră sunteți, în general, o fire optimistă și ne spuneați că totuși vă așteptați în următoarele luni ca numărul să se reducă cât de cât. Despre ce este vorba? Într-adevăr, sunt o fire optimistă și așa voi fi. Și aveți dreptate că, practic, lucrăm cu partea cea mai sensibilă uh, de populație, uh, cu acei oameni care nu au un loc de muncă, au rămas fără un loc de muncă și, uh, cu siguranță, că au nevoie de un loc de muncă pentru a-și uh, întreține familia. Uh, aveți dreptate că rata șomajului, la ora actuală, este. Destul de ridicată, dar este într-un trend normal pentru această perioadă și într-un trend care în fiecare an a fost și aș vrea să dau și cifrele care le avem la ora actuală. Numărul șomerilor indemnizați este de. 5.817, numărul șomerilor neindemnizați 6.712, practic numărul total de șomeri înregistrați la nivelul județului Gorj, deci indemnizați plus neindemnizați, 12.529, din care 5.338 sunt femei. Rezultând practic o rată a șomajului de 8.66%. Este, într-adevăr, o rată a șomajului în creștere și față de luna anterioară, când aveam înregistrat o rata șomajului de 8,21%, aferentă unui număr de 12.024 de șomeri. Spun că este un trend firesc, fiindcă așa a fost în fiecare an, în fiecare an, începând cu luna noiembrie, decembrie, Lucrările specifice domeniului construcțiilor nu mai sunt la capacitatea normală, și cu siguranță că până în luna martie, deci sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, este normal ca rata șomajului să fie într-un trend ușor crescător. După care, cu siguranță, acest trend va fi descrescător și este practic un trend valabil la nivel național, deci nu numai la nu se reflectă numai la nivelul județului Gorj. Ar fi din ce știți dumneavoastră la acest moment? Agricultura reprezintă, să spunem așa, o forță și la nivelul goșului în privința forței de muncă. Știm că oamenii se ocupă cu agricultura, dar dintre aceștia își găsesc ocupații, dintre și își găsesc mulți ocupații în agricultură sau sunt și în șoma și nu îi găsim nici pe partea cealaltă? Își găsesc, dar vă spun cum. Spre exemplu, noi am și organizat uh, cursuri de formare profesională la inițiativa și la propunerea membrilor Comisiei de Dialog Social de la nivelul județului Gorj, la, să zic, în anul 2012 au venit cu propunerea în cadrul ședinței să organizăm cursuri și pentru fermieri, în speță cursuri de lucrători în creșterea animalelor și cursuri pentru lucrători în cultura plantelor. Vreau să vă spun că a fost într-adevăr un succes mare cu aceste cursuri. Le-am organizat în diverse localități din mediul rural. Și de ce spun că au avut un succes? Acei oameni care au parcurs cele trei luni de curs au obținut acel certificat de calificare, ulterior și-au obținut de la primărie și-au obținut certificatul de producător. Putând ulterior să-și valorifice în mod legal ceea ce produc în gospodăria proprie. Și eu zic că este un lucru destul de mare. Bineînțeles că din ce în ce mai mult, și vă spun că și la nivelul Comitetului Local al Parteneriatului Social s-au făcut destule de mersuri și chiar am avut ședință la Inspectoratul Școlar Județean ca și în programele și pentru școlile profesionale la învățământul tehnic să se meargă și pe clase de agricultură. Deci se fac pași pentru Uh, întoarcerea la matcă, cum s spuneți, spune aici. agricultura pentru România a, a fost uh, de bază. Și da, suntem încet un județ, în care încet... totuși, da, și se poate practica. Să zicem, sunt anumite județe care au un profil pe agricultură mai slab, dar la Gorș n-ar fi cazul. Da, și de bine, de rău, și clima ne ajută, uh, și nu numai agricultura. Și potențialul turistic extraordinar al județului, deci uh, presupune la fel și pe partea de învățământ. Uh, Aibă clase pe specific cu domeniul respectiv. De asemenea, și noi, ca instituție, vreau să vă spun că și anul trecut am organizat cursuri de formare profesională, fiindcă eu așa margez pe formarea asta profesională, este cea mai rapidă și cea mai bună metodă. De a-ți găsi, în definitiv, un loc de muncă, fiindcă îți diversifici competențele, obții alte competențe decât cele pe care le-ai avut anterior și te ajută să-ți găsești un loc de muncă mult mai rapid. Și, referitor la ceea ce discutam, vreau să vă spun că am organizat cursuri pentru în special pentru cei cu studii superioare, fiindcă am zis să venim în sprijinul acestora, cursuri de manager în activitatea de turism. De asemenea, avem informații că la nivelul consiliilor locale se vor organiza și se vor înființa, de fapt, acele centre de informare turistică, și am venit deja uh, preventiv, am venit uh, în sprijinul celor cu studii superioare să facă uh, un curs de director, centru de informare turistică, fiindcă le e mult mai ușor și am și transmis, vreau să vă spun că sunt transmise uh, baze de date și am luat legătura cu primari din localități să știe că avem absolvenți ai cursurilor respective și pot să apeleze să îi punem în legătură pentru a le oferi un loc de muncă în da. momentul în care se vor înființa aceste centre. Foarte important. Vă întrebam și dintr-o altă idee. Caravana a Jefeme a ajuns în multe localități, chiar și în acest an. Probabil va mai ajunge și în alte localități. Cum simțiți pulsul județului la acest moment? pe segmentul de care vă ocupați. Cum spuneam, un segment foarte important. Caravana Ocupării, fiindcă vorbim de această acțiune, este o acțiune pe care noi. O, suntem singura agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă din țară pe care o organizăm. Prin aceste acțiuni, noi ne deplasăm în localitățile din mediul rural, în care ponderea șomerilor, în uh, populația stabilă cu vârsta 18-62 de ani, este peste media înregistrată la nivelul județului, și uh, acțiuni în care noi le prezentăm. Și ideal este, și așa am avut, uh, fiindcă am început de la 1 ianuarie anul trecut uh, aceste acțiuni și continuăm și anul acesta, uh, la aceste acțiuni să se prezinte cei care beneficiază de uh, legea 416 privind venitul minim garantat. Da cei care deci ajutorul social ajutorul social cei care nu au un loc de muncă, dar își doresc cu adevărat un loc de muncă, fiindcă să fim sinceri, pe lângă șomerii care sunt înregistrați și avem noi identificați și înregistrați în baza noastră de date, mai sunt persoane destule care nu sunt înregistrate la noi și de aceea am și mers pe ideea aceasta chiar cu riscul de a crește rata șomajului prin identificarea celor care n-au un loc de muncă și ulterior să înregistrăm în baza noastră de date. Vreau să vă spun că la aceste acțiuni participă lumea și chiar am avut acțiune organizată ieri la Bustuchin. A fost o organizare ireproșabilă, mi-au spus colegele mele și îi mulțumesc pe această cale domnului primar, domnului primar Ciogea. Au fost prezente 80 de persoane. Uh -huh. Da. Din acestea au optat pentru cursuri 32 de persoane pentru fierar betonist, instalator, instalații tehnico-sanitare și gaze cu afor Comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, iar dintre acestea, din uh, cele 80 de persoane prezente, 12 au solicitat uh, informații privind locurile de muncă uh, prin rețeaua EURES. Fiindcă, deci, în cadrul acestor acțiuni, noi le prezentăm oamenilor, le prezentăm serviciile pe care le oferim în mod gratuit le prezentăm locurile de muncă pe care le avem la momentul respectiv în baza noastră de date ca locuri vacante, de asemenea locurile de muncă pe care le avem prin rețeaua EURES, cursurile de formare profesională, iar referitor la cursurile de formare profesională, vreau să vă spun că anul trecut, cu ocazia organizării acestei caravane la Roșia de Amaradea, a fost prezent la această acțiune, pe lângă oamenii care își căutau un loc de muncă și să afle informații despre serviciile pe care le oferim noi, în mod gratuit. A fost prezent și un angajator care dorea să încadreze gateriști. Am verificat în baza de date, nu aveam gateriști înregistrați, iar ulterior, deci, cred că de la momentul organizării acestei acțiuni. În maxim o lună de zile am luat măsuri, am contactat, am printr-un centru regional de formare profesională și am organizat curs de formare pentru gateriști. Vreau să vă spun că deja sunt angajați mai mult de jumătate din absolvenții acelui curs, i-a angajat acel angajator și dovadă că a fost un succes această acțiune, Anul acesta deja organizăm, de acum deja din luna februarie organizăm un curs de pădurar la Roșia de Amaradia și un curs de uh, lucrător în cultura plantelor. Deci tot în Roșia de Amaradia. E un lucru, știți cum e, că am mai spus cifrele, spunem, domne, am format atâția oameni sau Cifrele sunt cifre și munca noastră acolo se vede, domne, cantitativ. Am făcut atâtea cursuri, atât aia am cuprins. Până la urmă, satisfacția noastră sunt oamenii care se ascund în spatele cifrelor și cărora noi le schimbăm destinele. Aici e problema de să găsească de la, și locul de muncă în baza de la calificării. Statutul de șomer, de persoană poate dezorientată, persoană care uh, nu știu ce, nu știe ce să facă. Domne, ce să fac? Am rămas fără un loc de muncă. Sunt oameni care uh, au avut, uh, toată viața au avut un loc de muncă la aceeași societate. S-au trezit că a dat faliment sau nu știu, n-a mai mers societatea respectivă. S-au trezit în, uh, în situația că au rămas fără loc de muncă. E, prin aceste cursuri noi venim în sprijinul lor și își găsesc mult mai rapid un, un loc de muncă. Este un lucru extraordinar și care, vă spun sincer, că, că ne satisface. Sunt deja câteva mesaje venite. O să vă citesc vreo două, trei din ele și apoi o să mergem pe planul să spunem așa discuție care ne-am propus. Spune cineva, vă roagă să comentați. Până în 1990 nu a existat șomeri în România. Azi șomajul e o problemă națională. Era oare mai eficient vechiul sistem, fie și pentru faptul că oamenii aveau ce munci, primind o, renumerație, primind o remunerație așa încât să aibă cu ce trăi? E o întrebare. Cum să spun, până în 90 știm destul de bine. -aveam nu no. aveam șomeri. Nu aveam șomeri. Era alt și tip de sistem. Era un sistem, cum să spun, Domnule, terminai facultatea, da? Primeai repartiție, da? Indiferent, poate nu primeai repartiție uh, în localitatea de domiciliu, dar aveai un loc de muncă. Uh, așa era atunci. Acum piața este liberă. Vedeți, pe de-o parte, uh, era bine că aveai asigurat un loc de muncă. Aveai, poate, De multe ori uh, erau ajutați tinerii să-și obțină și o locuință. Dar uitați-vă că și acum, sunt acelea neleuri care se dau la tineri, da? Înainte, până în 90, piața muncii nu era, să spui, liber. Într-adevăr că erau locuri de muncă, dar nu puteai să pleci, să zici domnule, optai să lucrezi în afară, da? Ei, acum piața, într-adevăr, este șomajul, dar și piața este liberă. Poți să-ți alegi pleci să lucrezi... Deci mă uit eu numai prin rețeaua EURES, prin care gestionăm locurile din Spațiul Uniunii Europene, ce salarii se dau la cei care pleacă și lucrează în vest. Deci, fiecare parte și ce a fost până în 90 a fost cu părțile bune, dar și părțile și rele. Cum? Și acum la fel. După 90... Bine, telespectatorul nostru probabil se gândește din perspectiva de, că era siguranța aceea că fiecare are unul de muncă. Acest, această siguranță a dispărut în ziua de astăzi, și mai ales în, în zone monoindustriale, că aici, deci Gorjul poate, față de alte județe, are o situație mai specială pentru că Stemul totul, e, da, da, totul și e legat de minerit și energetică. Deci așa aici este. Tot dar trebuie găsite alternative, într adevăr. Da, întreabă un telespectator. Ce cursuri aveți la acest moment în, în asta și ce se vor organiza anul acesta pentru ce calificări? Deci, uh... oricum era o întrebare care oricum vi-o adresam și eu, dar corect, dacă a pus corect. o Da, și e bine să știe oamenii Uh, noi la ora actuală, deci pentru luna februarie, deja am, uh, avem începute sau până pe data de 28, uh, deci ultima zi din luna februarie, că urmează apoi să facem raportările până pe data de 5 martie. Uh, deja am început sau începem uh, curs de lucrători în comerț, instalatori uh, tehnicosanitar uh, și gaze, uh, fierar betonist, operator calculator în Târgu Jiu, la Roșia de Amaradia, ceea ce am spus, pădurar și lucrător în cultura plantelor și la penitenciar, un curs de lucrător în creșterea animalelor. În continuare, noi formăm grupe și în momentul în care avem grupele complete, începem cursul de agent de securitate, bucătar, brutar, croitor, confecționar îmbrăcăminte fiindcă este o solicitare și sunt în permanență locuri de muncă vacante pentru această meserie. Și la ora actuală avem în baza de date locuri vacante pentru croitori. De fapt, sunt cele mai multe. Uh, comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană. Am mers pe ideea uh, de câțiva ani buni, am văzut că oferta de locuri de muncă vacante din Germania este foarte generoasă. Și am zis, mă, să venim în sprijinul celor care sunt în baza noastră de date, să le oferim șansa să parcurgă un curs de comunicare în limba germană, măcar pentru inițiere. Da, și să ai o, îi ajută... În bază minimă, da. Sigur că da. Uh, îi ajută și în momentul în care se prezintă la interviul pe care îl susține cu angajatorul respectiv. La comunicare în limba engleză, la fel. Uh, cursuri de contabil, cursuri de Uh, dulgher, templar, Parchetar. De asemenea, uh, cursuri de manager în activitatea de turism, deci vom continua. Și asta în și în e de viitor, uh, pentru că trebuie viitor. să dezvoltăm latura turistică, asta este corect, clar. Corect. De uh, asemenea, un curs de director Centru de Informare Turistică. Cursuri de pădurar, cursuri de operator uh, introducere, validare, prelucrare date. Uh, cursuri de uh, instalatori tehnico-sanitare și gaze, am spus, cursuri de zidar pietrar, încuitor. Deci, paleta de meserie este foarte largă. foarte largă uh, Am făcut cursuri de uh, inspector resurse umane. Deci, chiar dacă e, să zic, uh, și planul pe care noi ne-am propus anul acesta să organizăm 45 de cursuri și la care să cuprindem 1076 de persoane, din care 950 de șomeri și 126 de deținuți. Problema nu e bătut în cui acest plan. Noi putem să-l depășim. Dacă avem solicitări, să spun, și pe alte ocupații care nu le-am prevăzut în, în acest plan, nu este niciun fel de problemă. Noi obținem aprobarea și organizăm oricând aceste cursuri. Merg mai departe. Și dispersia de organizare acestor cursuri în județ este destul de mare, fiindcă avem cursuri organizate la Motru, la Turceni, la Mătăsari, la Rovinari, la Târgu Cărbunești, la Crazna, la Bumbejiu am organizat, în Târgu Jiu, la Roșia de Amaradia. Deci încercăm și... De aceea, în cadrul acelor acțiuni de tip caravana ocupării, în momentul în care, să zic, când vom merge la Berle și chiar ar fi bine să menționăm și localitățile în care vom organiza în perioada chiar, următoare... Chiar vă rugăm, mai ales că ne și vedem în zonele da, respective și oamenii și iau, menționăm. Da. Deci, Bustuchinu l-am rezolvat acum. Mai da. am să discut niște probleme, poate vom organiza un curs de formare profesională chiar acolo. Urmează. La Bolboș, la Borăscu, la Berlești, la Bălănești, la Bărbătești, Glogova, Licurici, Logrești, Negomir, Săulești și Văgiulești. Deci zonele de extrem ale județului. Oricum, deci am nu, ales zonele în joc. care n-am fost uh, anul trecut și nu este nicio problemă. Dacă cumva, anul trecut, spre exemplu, am avut o, o, un moment în care uh, mătăsariul la un moment dat sărise ca și ponderea șomerilor la o pondere foarte mare peste media la nivelul județului și deși nu aveam prevăzută a organiza caravana acolo, am organizat totuși fiindcă domne hai chiar a sărit ponderea acum, hai să mergem acolo. Și ne-am dus acolo, am organizat, chiar domnul primar a fost extraordinar de mulțumit. Și la fel vom face dacă vom identifica pe parcurs că apar și alte localități, nu e niciun fel de problemă, vom organiza în orice localitate. Și interesul este să identificăm locații unde putem organiza cursuri de formare, fiindcă nu are sens să plimbăm oamenii de la Crasna să facă curs la Târgu Jiu, sau fiindcă și cheltuielile cu abonamentele sunt destul de mari, plus oboseala. Oboseala pe care trebuie să o suporte cursanții. Da, ți-am situația de la Mătăsar de anul trecut, dar care ar fi localitatea, să spunem acum din statistice dumneavoastră, localitatea cu cei mai mulți omeri? Pot să vă spun ca și. sau câteva localități care au ca uh, și pondere da. uh, mereu, deci se menține la cote înalte Hurezanii. Deci Hurezaniu, am și organizat, de fapt, prima acțiune acolo am organizat-o, la Hurezani. Da, dar nu să. Deci, era pentru, o să spunem, pentru cei din alte zone ale județului, poate surprinzător cu Rezaniu, pentru că, totuși, ar fi fost sau a fost o zonă economică bună cu petrolul și toate celelalte din. Așa este, dar vedeți că lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat lucrurile da. în timp și de aceea și noi. Vreau să să cuplăm pe măsură ce identificăm discrepanțe în, în funcționalitatea pieței muncii. Vorbind de, de aceste priorități și faptul că ajungeți în foarte multe localități și oamenii pot să-și mai găsească o calificare, e o șansă în plus. Din nefericire, totuși, județul rămâne monoindustrial, deci cu o economie care depinde extrem de mult de zona minieră, care nu, practic nu s-a mai dezvoltat în ultimii ani. Este o, o activitate în regres. Dar, uh, vorbeați dumneavoastră de perspective și vorbeam de faptul de că turism poate fi o alternativă. Uh, cursurile dumneavoastră acoperă o palată largă, dar, să spunem așa, există și uh, vă, vă pliați rapid pe nevoile oamenilor. Dar o strategie, pe o strategie de dezvoltare a județului, adică să știți, mă, peste câțiva ani ne va trebui sau să nu știu ce meserie. Această, la această strategie trebuie să răspundă școlile în primul rând. Dar și școlile sunt într-o situație în care tot așa, deci e puțină ceață la nivelul, nu numai județului Gorj, și în general a întregii țări. Aveți dreptate și practic noi prin cursurile astea de formare corectăm ce scapă de la școli. Da, de la școli, în primul rând. Uh... Și nu numai de la școli. Bine, cred că, că cursurile de la dumneavoastră sunt mai practice, adică omul vine că faceți totul în modul practic, adică învață meseria respectivă, se poate folosi de ea. când școala deocamdată e încă la partea mai mult teoretică. Avem electricieni, dar îi învățăm pe hârtie ce Hai, să nu facă. Să nu, să cu... știți că au, școlile au ateliere destul de dotate și pot să învețe elevii nu, de nu întotdeauna. Deci există, într-adevăr, sunt și instituții de învățământ care pot acoperi foarte bine acest lucru, dar sunt și instituții care nu prea au dotările necesare. Oricum, deci uh, au fost discuții, v-am spus, și la nivel de inspectorat yeah. școlar. Uh, s-a discutat și s-a luat în calcul uh, să se... Uh, ne întoarcem la acele contracte care se încheiau între școli, licee și uh, mari agenți economici, pentru că elevii să facă ore de instruire practică să le parcurgă în cadrul agentului economic. Deja se învață cu munca dintr-o societate comercială, cu un program de lucru și mult mai ușor se vor plia apoi pe, pe cerințele pieții muncii. La fel sunt și cursurile noastre de formare profesională. Noi Vă dați seama că instruirea teoretică, bun, se derulează cu toată grupa, de maxim 28 de persoane, dar instruirea practică trebuie uh, să se desfășoare pe semigrupe de câte 14 persoane și nu sunt, sunt anumite meserii unde chiar nu avem posibilitate să facem grupat cu toate persoanele și automat va trebui să găsim la diversi angajatori să îi împărțim pe locații în care să se desfășoare practica. Și de foarte multe ori avem multe cazuri când angajatorii sunt mulțumiți de prestația șomerilor cursanți și vor să le facă contracte de muncă din timpul derulării cursurilor pentru a fi siguri că nu îi scapă și pleacă după aia să fie racolați de către alți angajatori. Deci, multe cazuri avem din acestea. Și legea permite ca angajatorul să îl angajeze din timpul derulării cursurilor, iar șomerul cu, uh, cursant poate să parcurgă și orele de ore de instruire teoretică și orele de instruire practică în mod gratuit în continuare. Deci nu cum era înainte pe prevederile legii înainte deci trebuie trea să-și să suporte contravaloarea cursului din momentul angajării până la finalizarea cursului. Deci acum le face gratuit. Acum mi am propus să discutăm având în vedere că în fiecare an aceste lucruri se acordă ce facilități e? Dă statul, aș o femeie în cazul nostru, reprezentantul statului în teritoriu, în privința angajării șomerilor. Deși facilități au firmele care angajează șomerii da. în continuare, se mențin acelea sau mai schimbat? Nu, e, cam aceleași, dar s-au și schimbat, ce, adică în favoarea angajatorului, până la urmă. Și de aceea angajatorii chiar e bine și fac un apel să apeleze, adică să. Se adreseze nouă pentru obținerea de subvenții, fiindcă ar fi păcat să nu acceseze. Noi buget avem, nu e niciun fel de problemă. În primul rând, pentru absolvenți, fiindcă este bine și angajatorii trebuie să realizeze că trebuie să li se ofere o șansă tinerilor și să venim în sprijinul lor ca o garanție pentru tineri, ca în cel mult patru luni de la finalizarea studiilor să venim cu ceva, să-i ajutăm cu ceva pentru a-i îndemna să uh, se încadreze mai repede pe piața muncii. Și, deci noi venim prin uh, acele subvenții uh, care le acordăm pentru încadrarea absolvenților uh, pe de o parte, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului. Uh, acordăm o sumă de 500 de lei. Pentru absolvenții de liceu sau școală pozliceală, acordăm angajatorilor 600 de lei lunar, iar pentru cei cu studii superioare, acordăm 750 de lei. Aceasta se acordă pentru 12 luni, iar obligativitatea angajatorului este de a le menține raporturile de muncă sau de serviciu timp de 18 luni, deci anul de subvenție an plus dat, încă 6 luni. De asemenea, pentru cei care au vârsta peste 45 de ani și sunt înregistrați în baza noastră de date, fiindcă trebuie să le oferim o șansă și dumnealor, se acordă o sumă de 500 de lei timp de 12 luni. La fel, obligativitatea este de a le menține raporturile de muncă sau de serviciu timp de 18 luni. Și nu în ultimul rând, ar mai fi și uh, pentru cei care mai au 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de a solicita pensia anticipată parțială sau pentru uh, de, pensionare pentru limită de vârstă, uh, la fel, le acordăm o sumă de 500 de lei uh, lunar. A mai venit iarăși și va intra în vigoare, începând cu uh, data de 12 martie. Trebuie să ne apară și normele metodologice. Pentru absolvenții uh, cu studii superioare uh, vom suporta perioada de stagiu timp de 6 luni și vom suporta noi din bugetul asigurărilor pentru șomaj o sumă de 750 de lei lunar. Deci da, este o perioadă important. de șase luni, este foarte bine, deci guvernul a venit în uh, sprijinul uh, tinerilor absolvenți cu studii superioare să le ofere șansa și posibilitatea de a lucra la un angajator, perioadă de, șa de stagiu de șase luni, perioadă care noi o suportăm din bugetul asigurării pentru șomaj, perioadă în care angajatorul poate să-și facă o idee despre uh, posibilitățile respectivului absolvent, dându-i șansa apoi să îl angajeze. Da, iar tânărul respectiv învață și practică. Poate vine o de teorie, dar cu practică. Păi asta da, trost în... din partea angajatorului va fi numit un mentor care va avea grijă și îi va dirija pașii pentru a-și definitiva acest stagiu. Au mai venit o serie de, vin câte două, trei odată, Răspundem la vă toate. întreabă cineva ce informații aveți despre fabrica de rigips de la Turceni, adică dacă se fac angajeri, dată de pornire? Până în prezent nu ne-au comunicat absolut deloc și chiar vreau și foarte bine că s-a pus această întrebare. Angajatorii trebuie să știe că au obligația să comunice locurile de muncă vacante în termen de 5 zile, de la creare sau de la vacantare, să le comunice la noi, pentru, a noi, pentru ca noi să le introducem în baza de date, să le mediatizăm și să le aducem la cunoștința celor interesați. De asemenea, vreau să aduc aminte că pe modificările la lege au obligativitatea să comunice și angajarea. Deci că într-o zi de la angajare. Deci din momentul în care a comunicat un loc vacant, da, îl comunică în 5 zile și să zicem, Dumnezeu a găsit, peste 10 zile a găsit, a încadrat pe cineva. Într-o zi trebuie să ne comunice faptul că s-a ocupat acel loc. Și am rugămintea și la angajatori să vină, să-l informăm, noi și așa avem și am acum din nou un alt uh, plan, am mai avut această acțiune, ne-am deplasat, uh, am zis să ne ducem noi către angajatori, uh, să le prezentăm toate subvențiile pe care le acordăm noi și toate serviciile pentru a lua la cunoștință și a veni în sprijin, fiindcă până la urmă locurile de muncă nu le creăm noi, le creează dânșii. Dar noi prin aceste subvenții ajutați, venim în sprijinul efectiv, da. dumnealor ca să le creeze locuri de muncă. Înțelegeți? Și de aceea am rugămintea să vină uh, la noi, să comunice locurile de muncă vacante, să ne consultăm pe orice problemă legată de șomaj. Până la urmă, să venim în sprijinul celor care n-au loc de muncă și să-l găsească. Da, vă mai întreabă cineva ce oferte de slujbe au absolvenții de liceu în județ și în străinătate și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ca să poată fi angajați. Probabil se referă la chiar la aceste subvenții, la locurile subvenționate, adică, într-un fel sau altul. Păi, asta eu, e pentru firme mai degrabă decât pentru... Eu pot să spun, deci, la ora actuală, da. pe de-o parte, la nivelul județului avem 63 de locuri de muncă vacante, cele mai multe am spus și mai înainte sunt pentru confecționeri îmbrăcăminte, de asemenea lucrători în comerț, bucătari, ospătari, agenți de securitate, dar cu siguranță, deci sunt puține la ora actuală, dar cu siguranță o să vedeți începând cu luna martie numărul locurilor de muncă va fi mult mai mare. Vă mai spun și altceva. Uh, știu foarte sigur, sunt depuse uh, destul de multe proiecte, uh, atât de către Consiliul Local, cât și de Consiliul Județean. Proiecte care unele sunt deja evaluate, altele urmează să fie evaluate, sunt în procesul de evaluare. Uh, proiecte care vor crea locuri de muncă. Uh, Uitați-vă, vine și MOLU. Uh, am înțeles că se vor crea o mie de locuri de muncă. Este destul de bine. Da, și cred eu, că e puțin eu... exagerată cifra, dar uh, cel puțin din ce. În presă, așa a apărut cifra de o mie. Da. Bine ar fi să fie așa. Deci eu spun și eu ce s-a vehiculat. Da. În momentul în care voi avea o certitudine, fiindcă au obligativitatea să comunice locurile astea vacante la noi, atunci voi spune exact. Deocamdată nu s-au un... este... deci anunțat, deci n-au cerut nu, locurile de muncă. Nu. Păi vă dați seama că dacă se va deschide în octombrie, se va inaugura atunci... Da, probabil prin vară se vor face selecțiile. Cineva, un domn Moraru spune că e foarte bine că faceți cursuri de pădurar, pentru că se caută în zona Novaci, Roșia, iată ce spuneați dumneavoastră, și mai spune și punct de puncte, deci probabil și alte localități. Da, deci la Roșia chiar organizăm acum și uh, v-am spus, localitățile, uh, dacă avem solicitări chiar de la primari, am rugămintea să, să ne contacteze și să ne spună, domne, uite, avem solicitări. Uh, vreau să vă spun că uh, a fost o ședință la începutul anului, o ședință organizată de domnul președinte, domnul Călinoiu, domnul președinte al Consiliului Județean și de domnul prefect, domnul Ion Claudiu Teodorescu, prefectul care a fost înainte, a fost o acțiune extraordinară, o ședință la care au participat directorii instituțiilor publice de concentrate, și toți primarii, cu secretari și cu contabili de la primării. Ei, vreau să vă spun, la un moment dat, doamna primar de la Țânțăreni a ridicat uh, problema uh, cum ar putea fi sprijiniți, uh, uh, sprijinite persoane din Țânțăreni pentru a face niște cursuri de fermieri, pentru că le trebuie, pentru niște proiecte, au nevoie de să aibă calificările acestea. Uh, Imediat după ședință vreau să vă spun că am și contactat-o pe doamna primar, poate să și confirme, am luat legătura, încercăm, am identificat deja cu sprijinul dânsei și persoane care să predea la aceste cursuri, de să aibă statut de formator, urmând ca imediat în perioada următoare să și organizăm cursuri de lucrători în creșterea animalelor chiar acolo, în țări? Au venit o serie de mesaje, v-am spus că vin așa, o să încercăm să le răspundem pe măsură ce putem. Vă întreabă cineva, de exemplu, ce locuri de muncă sunt la Mutru? Chiar așa e întrebarea? Mm, nu știu ce să spun. Imediat să... E posibil chiar să nu fie la ora actuală, deci cam pe zona Motru e cam greu cu locurile de muncă vacante și, într-adevăr, deci nu este la ora actuală, deci eu am lista... Niciunul liber care să fie în baza dumneavoastră de date. În baza noastră de date, da. E posibil să apară în perioada următoare, v-am spus, chiar și la nivelul târguziului. Deci sunt locuri de muncă mult mai multe, dar oricum nu la cât ne-am aștepta. Dar, oricum, v-am spus, cu 1 martie, cu siguranță. Spune cineva, am 45 de ani, aș dori să fac cursuri de limba germană până la ce dată se depune documentația. Pentru cursurile de comunicare în limba germană, noi avem cuprinse în plan două cursuri, să organizăm două cursuri și vă spun, oricând poate să vină persoana respectivă, dar cât mai repede, fiindcă noi deja, în momentul în care o să avem o grupă formată, deci asta însemnând maxim 28 de șomeri, cursanți, vom începe derularea acestui... Deci cât mai repede să da, vină către deci dumneavoastră. Să vină la la compartimentul formare profesională și fetele de acolo vor spune... Eu pot să le spun și acum, dacă cred că trecem da, prea nu, mult să, timp. Deja, și sunt, și, deja, deja sunt foarte deci multe în mesaje. Deci, primul persoanele respective să fie înscrise în baza noastră de date, ca și omeri indemnizați sau ca și omeri neindemnizați, de să fie înregistrați ca persoane în căutarea loc de muncă, pentru a face gratuit aceste cursuri. Altfel trebuie să le plătească, să trebuie sau nu, le, nu sunt primiți în momentul de față? Nu, deci noi putem să primim și să înscriem și persoane contra cost, dar dacă avem locuri. Deci dacă avem, să zic, grupa full de 28 de persoane, nu mai putem să înscrim. Dacă avem 25 de șomeri înscriși, mai putem 3 persoane să introducem. Vă întreabă cu cineva, pentru absolvenții de facultate automatică, informatică, aveți oferte? Mulțumim frumos. Am avut, da. Am avut uh, inginer automatist. Stați puțin să mă și uit acum la momentul acesta, dacă pe partea de inginerie, deci la ora actuală avem uh, inginer agronom, inginer construcții civile, industriale și agricole și inginer silvic. Dacă deci tot, asta tot, este la ora actuală. Da, tot aveți baza de date. Vă întreabă cineva ce servici vor avea elevii de la școala auto din oraș care termină în vară. Deci probabil se referă la mecanici sau la servici sau ceva. deja deci există locuri de muncă la acest Da, moment? da Deci sunt locuri de, pentru mecanici auto așa și mai zice cineva că să mai repetați, vă rog, fondul de șomași care se dă pentru absolvenți. N-am înțeles întrebarea de data să mărturisesc. Fondul? Sau da, da, mai repetați, vă rog, suma. fondul de șomași. Da, suma, probabil. Fond, 500, da. 600 sau 750 de lei. Deci, 750 deci de, de lei, pentru, funcție de studii superioare. studiile absolvite, da. Da, vă mai întreabă cineva, locuri de muncă pentru Germania aveți? Da. Pentru Germania, la ora actuală, avem 50 de locuri pentru însoțitori persoane în vârstă, instalatori instalații întreținere, mecanic auto, electronist, electrician, asistent medical, frezor, tâmplar, îngrijitor persoane în vârstă, bucătari, Supraveghetori, deci sunt destul de multe. Dar condiția este cunoașterea limbii germane. germane. Da. Deci trebuie deci, să facă pe, cursul acela pe, pe lângă de. Pe lângă studiile de specialitate, trebuie să aibă și cunoștințe de limba germană. Cineva spune: sunt din rovinari. Pentru lăcătuși aveți? Adică locuri de muncă, bănuiesc. Da, sunt locuri de muncă pentru lăcătuși, dar în Târgu Jiu. Deci, asta. La -am ora zis. actuală. Am Eu am spus deci, deci, dacă noi În fiecare fac dimineață asta... vreau să spun că. Actualizăm baza de date și avem lista curată cu locurile de muncă vacante. Listă pe care o actualizăm nu numai la sediul agenției de la Târgu Jiu, ci și la punctul nostru de lucru de la, de la Rovinari și la Motru și la Târgu Cărbunești. Sunt multe, să sper să nu sar niciunul dintre mesajele care au venit, pentru că unii chiar întreabă, e clar, toată lumea are nevoie de locuri de muncă, adică foarte mulți se simt interesați de asta. Vă întreabă cineva cât durează ajutorul de șomaj pentru absolvenții de liceu. Deci cei, probabil cei care nu ia bacalaureatul, să înțeleg, sau... Bă, nu și, neapărat. Și da. pentru care iau bacalaureatul. Deci indiferent de, de forma absolvită, că e absolvent de liceu sau că e de facultate, Uh, perioada pentru care se beneficiază de, de indemnizație de șomaj este de șase luni. După care, dacă de șase luni, uh, perioada în care cuantumul este de 250 de lei lunar, după care, după perioada de șase luni, pot să rămână înregistrați și e bine să se înregistreze în continuare în baza noastră de date, fiindcă pot să facă cursuri de calificare, să beneficieze de o repartiție, deci de servicii gratuite pe care le oferim noi. Da, o altă întrebare, mărturisesc că ne interesează inclusiv și pe noi, cei din, din media de în Gorj. cursuri pentru cameraman se fac și cât costă, întreabă cineva. N-am făcut niciodată și lumea e bine să știe că am mai avut discuțiile acestea, Orice curs se, se organizează de către un furnizor de formare profesională autorizat pentru ocupația respectivă. La nivelul județului, nu avem un asemenea furnizor de servicii de formare profesională pentru cameramani. Am înțeles că ar fi la București o singură firmă. Da, dar la nivelul județului Gorj se simte nu neapărat, adică să zicem sunt profesioniști, dar lipsesc, să zicem, actele, da, documentele de calificare. Păi nu numai pe cameramani sau da, cam tot ce reporte înseamnă, da, sau, da. Nu, deci în general sunt care au și cunosc meserie, dar nu au calificare respectivă. Acum altcineva vă întreabă dacă avem locuri de muncă ca șofer există la acest da. moment în oferta dumneavoastră. Da, avem deci în locuri. Deci îngorși întreabă, deci nu se referă la o localitate anume. Avem, fără probleme. Uh, uh, pentru că ne apropiem de vertiginos de finalul emisiunii și n-am vorbit să spunem așa și de alte Aș mai avea lucruri. și eu ceva. Da, de... chiar vă rugăm și după aceea vă adresez o ultimă întrebare, spuneți dumneavoastră. Uh, aș vrea să aduc în discuție și problema cu bursele uh, locurilor de muncă pe care le organizăm anul acesta. Uh, E bine să știe lumea că anul trecut, la cele două burse pe care le-am avut organizate, Bursa Generală și Bursa pentru absolvenți, am avut pe, din 1032 de persoane care au fost prezente la aceste, la aceste burse, 589 s-au încadrat, deci în maxim o lună. Unele s-au încadrat imediat acolo, chiar la momentul organizării bursei, altele s-au încadrat în maxim o lună de la, după ce s-au prezentat la susținerea unui interviu sau unei probe de lucru și, practic, rezultă o, o rată de plasare în urma organizării acestor burse de 57%. Deci, la nivelul județului Gorj este extraordinar de bine ca, în urma unor a, asemenea acțiuni, să încadrezi mai mult de jumătate din cei care au participat la aceste uh, burse. Iar pentru anul acesta, aș vrea să spun că s-a făcut de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, uh, forul nostru ierarhic superior, uh, au făcut uh, un sondaj, au vrut să vadă în țară agențiile județene când vor să organizeze o bursă, deci uh, au lăsat o marge. Uh, multe județe au optat pentru data de 25 aprilie, altele au optat pentru 18 martie. Dar eu vreau să vă spun că pentru județul Gorj, noi am optat pentru data de 11 aprilie, deci aceasta rămâne data în care vom organiza bursa generală a locurilor de muncă și spun de ce, este înainte de Paști și am vrea să le oferim gorjenilor șansa celor care nu au un loc de muncă, să obțină un loc de muncă și parcă să facă și ei paștele E altfel, altfel, știți. Da, e foarte bine și pe venit. data de 26 septembrie avem bursa pentru, pentru absolvenți. absolvenți. Da. Sunt multe lucruri care vă întrebam. Apropo de prioritățile, între timp a mai revenit un domn care ne-a întrebat de lăcătuși mai devreme. Spune, mă numesc Cotolan din Ovinar, cu cine? Pot să iau legătura pentru lăcătuș. Nu trebuie să mă duc. Era din Rovinar, dar ați spus că găsește deci, loc de muncă la Târgui Jiu. Deci, tot la JOFME. Eu să... am rugămintea, da, să se prezinte la sediul nostru de la Rovinari și colegii mei îi vor oferi informații despre locul de muncă respectiv. Societatea la care este. Și bineînțeles, dacă se duce la sediul nostru, va vedea pe panou afișat listingul cu toate locurile de muncă vacante, între care se regăsește și cel de locuitor. Deci, domnul Cotolan, ați auzit mesajul foarte clar. Vă mai întreabă cineva Sunt dacă. Sunt date și numere de telefon la care să sune să pe angajatorul? Vă mai întreabă cineva dacă pe resurse umane găsim locuri de muncă în Gorj la acest moment. Momentul acesta nu. Am Dar am avut, am avut destul de multe locuri și chiar vreau să spun că în urma absolvirii cursurilor de uh, calificare pe uh, inspector resurse umane, am avut o rată de, de angajare de peste 60%. Și atât se caută în continuare. Și se caută în da. continuare. Uh. Pe, ca și concluzie, apropo de prioritățile a jove gor, și vreau să vă întreb în desediu, arată, pare să fie gata mai devreme decât v-ați programat, care este situația lui, dar, apropo de prioritățile anului 2020. Dar vă place și ați da, văzut. Da, e pare Da. Deci stadiu amasat. Vă spun că, practic, lucrarea a început în, în octombrie și se vede destul de bine, deja este înălțat, eu sper ca și termen de dare în folosință ar fi... În sfârșitul octombrie, eu zic că în vară vom am în putea casă, face, nu? da. De fapt, e aceeași casă, da. dar reabilitată și extinsă, și cu spații de lucru ultramoderne. Ultra -moderne, eu spun că vom avea. Uh, unul dintre cele mai frumoase sedii, nu din regiunea sud ci chiar din țară. Cu promisiunea că o să reveniți destul de curând, ați văzut câte întrebări am primit și câte, măs, câte mesaje. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această și emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că lumea este interesată și chiar mă bucur că putem să le oferim o șansă să-și găsească un loc de muncă. Vă mulțumim. Dragi telespectatori, a fost emisiunea în viața Gorjului. Mulțumim, mulțumim pentru atenție. La revedere!